În weekendul recent încheiat, rata de infectare cu COVID-19 a scăzut, după aproape două luni, sub 10 la 1000 de locuitori. Tendința este în continuare descrescătoare, rata înregistrată azi fiind de sub 8 la 1000 de locuitori și este de așteptat ca să se ia unele măsuri de relaxare chiar și înainte de 9 martie, când expiră actuala stare de alertă. Pentru prima dată după mai bine de o lună, în județul Hunedoara, rata de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns una formată dintr-o singură cifră. Acest lucru s-a întâmplat un weekend, iar tendința descrescătoare se cunoaște și astăzi, când rata de infectări a fost de 7,72 la 1000 de locuitori. Este de așteptat să se publice oficial și numărul de paturi COVID ocupate pe secțiile ATI din țară, pentru a se ridica interdicția purtării măștii de protecție pe stradă. Aceasta va fi ridicată în momentul în care numărul bolnavilor cu COVID internați pe paturile ATI va fi mai mic de 900. Cea mai mare rată de infectare, de 15,47 la 1000, este semnalată în comuna Șoimuș, iar cei mai mulți infectați cu COVID-19, respectiv 855, sunt în Deva. Dintre cele 69 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, 59 sunt în zona roșie, cu o rată de incidență mai mare de 3 la 1000. 6 comune, adică Lăpugiu de Jos, Cerbăl, Lunca Cernii de Jos, Burjug, Gura Sada și Baru, sunt în zona galbenă, cea cu o rată cuprinsă între 2 și 3 la 1000. De asemenea, alte 4 comune sunt în zona verde, cea de sub 1 la 1000, fiind vorba despre Pui, Vorța, Bătrâna și Bulzești de Sus, în ultimele două dintre acestea nefiind raportate cazuri de COVID.